Asociația Crescătorilor de Iepuri și Animale de Blană Timiș a fost bine reprezentată la ediția din acest an a expoziției Timagralim. Printre exponatele prezentate s-au numărat și câteva exemplare rare. În cadrul asociației suntem peste 50 de membri, crescători de iepuri de rasă. În cadrul expoziției suntem 31 de membri care am expus datorită spațiului restrâns care ni s-a acordat. N-am putut să venim cu un număr mai mare de exemplare, dar e suficient și atât, calitatea lor fiind foarte ridicată. E o perioadă mai dificilă, în perioada de vară, datorită căldurilor, dar sperăm să trecem cu bine peste toate problemele care se ridică. În rest, suntem mulțumiți de ceea ce am reușit să prezentăm aici. Prezentăm în cadrul expoziției 17 rase, începând de la rasa cea mai mică, Weisgarn în pitic, la rasa uriaș, uriașul gri. Avem cel mai mic exemplar la 600-700 de grame, iar cel mai mare exemplar la 9 kg, uriașul gri. În cadrul rasei prezentăm și exemplare care vor participa la următoarele expoziții ale noastre. Preconizăm una în prima decadă al noiembrie 2011, iar următoare va fi în a doua decadă a lui ianuarie 2012. Aici avem exemplare, majoritatea sunt tineret, care sunt viitoare exemplare mature în expozițiile care urmează, din noiembrie și din ianuarie 2012. Există o cerere pentru asta? Cererea vine din partea crescătorilor care au această pasiune, acest hobby, iepurile, și în special iepurile de rasă. Deci vreau să subliniez faptul că noi în cadrul asociației ținem numai iepuri de rasă. Deci nu iepuri de carne. Dar în cadrul raselor care le deținem și le avem, sunt și rase care sunt speciale pentru carne. E neozelandezul alb, e californianul, care este un animal precoce și economic. Cât de mult poate costa un exemplar de top, să zicem așa? Având în vedere că avem și exemplare tinere și exemplare mature, procentul este cam 80%, 85% tineret avem aici, să zicem 15% exemplare mature. Avem prețuri de la, nu știu, 35 de lei până la 400 de lei, în funcție de vârstă, mărime și calitatea exemplarului reprezentat. Deosebit ca și colorit, un exemplar din rasa Weisgarn în pitic a fost desemnat cel mai frumos exponat al târgului de la Timișoara. Originar din Germania, rezultat în urma încrucișării cu șinșila, acest iepure are o prolificitate de 7-10 pui la o fătare. Campionul expoziției Timagralim 2011, cel mai frumos exemplar din cadrul expoziției, ales dintre campionii care au ieșit la toate rasele, am decis să-i acordăm titlul de campion al expoziției 2011 Timagralim, rasei Weisgarn în pitic. Deci avem un exemplar de Weisgarn în pitic, foarte reușit din punct de vedere calitativ, al blănii, al desenului, al formei. Este un mascul tânăr, într-o condiție excelentă de expoziție. Chiar dacă a ratat titlul de campion, uriașul gri german s-a consolat cu statutul de cel mai mare exemplar de la Timagralim. Ajuns la maturitate, acesta poate atinge greutatea de 10-11 kg și lungimea de 1 metru. Cea mare exemplar din această expoziție. Exemplar de 9 kg, este o femelă la un an de zile, într-o condiție excelentă. Ce rasă? Uriașul gri. De unde e originat? Uriașul gri făcea originea în Germania. Uriașul gri german. Da. Aia este rasa uriașă. A cui este exemplarul? Exemplarul este a unui crescător, membru la noi la asociație, domnul Puică Valentin. Aceasta este mărimea care o atinge la vârsta maturității, care se instalează undeva în jurul vârstei de 9 luni. Cât trăiesc iepurii? Ei se duc până în jur la 5 ani, deci din punct de vedere al reproducerii. După 5 ani, ei și-au cam spus cuvântul. Nu se mai pot folosi la reproducție, la selecție, să poți să scoți exemplare din el. După aia se... Și media lor de viață? 6, 7... Exemplarele mici au o medie de viață mai lungă, exemplare mari este mai scurt.